Bine ai venit, Camelia. Bine v-am găsit. Ia loc, te rog. Începem bine. Pentru că începem cu lună plină. Deci clar, eu nu dorm. Este foarte posibil. Este o lună plină extrem de specială, marca Săgetător, pentru că acolo se află soarele și ne invită să ne lărgim punctul de vedere. Asta înseamnă ca în toate discuțiile, negocierile, disputele pe care le avem să facem loc, să ascultăm, să înțelegem, să conștientizăm și ce are celălalt de spus. În al doilea rând, atunci când e vorba de lege, de regulament familial sau social sau instituțional, trebuie să avem o viziune mai largă asupra lucrurilor și să aplicăm regulamentele pentru toată lumea. Mai multe însă după foarte scurtă pauză, ne întoarcem imediat, Camelia. Luna plină de mâine ne invită să ne lărgim viziunea și să aplicăm legea în spiritul ei, nu în litera ei. Și asta înseamnă ceva mai multă profunzime. Pentru berbeci, au toate armele la ei, arme inteligente. Asta înseamnă cuvânt, înțelegere, conștientizare, dar și putere de a-și transmite mesajul. Acolo unde n-au informație, bine să apeleze la un specialist. Taurii își lărgesc viziunea financiară. Asta înseamnă că dacă unele drumuri se închid, știu să aleagă alte variante și faptul că se detașează ușor de pierderi este în avantajul lor. Gemenii stau foarte bine la capitolul relații personale. Tocmai de aceea, dacă au trecut printr-o separare, dacă au nemulțumiri, reușesc să se detașeze mai ușor de ele și chiar să puncteze nemulțumirile lor și să aibă un dialog să și le explice. Racii, în schimb, au nevoie de ajutor și se pare că nu ajung ușor la persoanele pe care se bazează în acest moment. Poate chiar au sentimentul că sunt invizibili, dar este doar o situație de moment. Asta înseamnă că poate e bine să bată la alte uși sau să se bazeze pe ei. Pentru lei, este o lună plină absolut minunată în zona comunicării publice. Au nevoie de mai multă simpatie publică, fie că e vorba de cercul de prieteni sau de clienți sau de publicul larg pentru alții dintre ei. În tot cazul își transmit foarte bine toate ideile și proiectele, vorbesc cam mult, e adevărat, dar sunt de o sinceritate debordantă. Fecioarele, în schimb, pot expansiona, pentru că tot e lună plină, la nivelul carierei. Și asta înseamnă proiecte, dar și curajul de a-și asuma sarcini, responsabilități sau funcții sau proiecte care le forțează un pic, le forțează limitele. Și este de datoria lor în acest moment să dovedească că au toate armele și capacitățile profesionale pentru a duce la bun sfârșit ce s-au propus, pentru că vor ieși bani de aici. Balanțele călătoresc, unele chiar acum, altele își pot pregăti aceste călătorii, tocmai de aceea comunicarea cu persoane aflate la distanță este foarte importantă și foarte fructuoasă. Orice contact pe care îl fac astăzi, dar mai ales mâine, se va dovedi pe termen lung foarte, foarte benefic pentru ei. Scorpionii, tot axa banilor este activată și în cazul lor. Este foarte bine ca în acest moment să se gândească și la alte proiecte care pot aduce bani, pentru că sunt prolifici și foarte ingenioși, sau dacă au o problemă financiară vor găsi soluții, vor ști cum să o rezolve. De asemenea, sunt parteneri de nădejde în acest sens, foarte suportivi pentru oamenii alături de care trăiesc. Pentru săgetători, este o lună plină care îi vizează, soarele se află în semnul lor zodiacal, tocmai de aceea poate simt nevoia să-și sublinieze calitățile, un pic cam mult, dar așa sunt ei excesivi în general, dar ar face bine să fie un pic atenți și la semnalele pe care le primesc, tocmai pentru a-și calcula doza corect. Pentru capricorni, vorbim mâine de o lună plină care este pe axa sacrificiilor. Asta înseamnă că acolo unde lucrurile nu merg, drumurile care sunt blocate, conexiunile care nu funcționează acest moment, trebuie acceptate ca atare pentru a putea merge mai departe. N-ar strica să se întrebe dacă nu cumva este o problemă undeva în acte sau cineva a interpretat greșit un mesaj și acolo să lămurească. Vărsătorii stau bine la capitolul popularitate și publicitate, fie că e vorba de planurile lor, proiectele lor, fie că e vorba de persoana lor. În tot cazul, ar face bine în acest moment să accepte invitațiile pe care le primesc și să fie cât pot ei de deschiși, comunicativi și suportivi cu cei din jur. Iar pentru pești vorbim tot de carieră, o lună plină extrem de provocatoare, poate fi vorba de o funcție foarte înaltă, de o imagine care poate fi controversată în cazul lor, dar care pe termen lung poate să le aducă numai beneficii. Faptul că se vorbește de ei este foarte bine în acest moment. Mulțumesc mult, Camelia, ne vedem și mâine.